După contestațiile depuse de elevii nemulțumiți, procentul de promovabilitate în Dolj a crescut de la 65,03% la 67,77%. Mai mult, trei colegi au înregistrat promovabilitate de 100%. Cele trei instituții de învățământ craiovene sunt Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, Colegiul Național Frații Buzești și Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Grigorie Teologul. Cele mai multe contestații au fost la limba și literatura română, 968, dintre care 680 au fost admise. La anatomie, din cele 145 înregistrate, 114 au fost admise în plus una rămânând nemodificată. Și la matematică, matematică informatică, din cele 157 de contestații, 101 au fost admise în plus, 8 rămânând nemodificate. La polul opus, cu promovabilitate 0, se află Liceul Tehnologic Special Beethoven din Craiova. Cei care nu au promovat examenul de bacalaureat mai au o șansă. De mâine și până în data de 13 iulie va avea loc înscrierea candidaților la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2018.